Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la încă un jurnal de sarcină. Am ajuns să fim oarecum la zi, să zic așa. Am ajuns la luna numărul 3 de sarcină. De luna viitoare o să fim în fiecare lună, la sfârșit de lună, vorbim despre jurnal de sarcină, despre cum a fost luna și așa mai departe. Fiind la sfârșitul lui noiembrie, am ajuns la sfârșitul lunii numărul 3. Apropo, între timp, lunea mai vorbim, adică mai vorbim despre sarcină, nu știu, idei de ținută, cum mă mai îmbrac, ce mai mănânc. Găsesc eu material despre tema asta, evident și fără problemă, nu știu cum să spun. Dar, în general, lunea o să vorbim despre partea asta de maternitate, copii și așa mai departe. Închidem paranteza. Astăzi vorbim despre luna numărul 3. Mi-am făcut o întreagă fițuică aici pentru că luna numărul 3 am să vă povestesc multe chestii. Nu o să fie numai despre că m-am simțit rău și chestii de genul. Luna numărul 3 a devenit să fie așa mai... Ok, sunt însărcinată, mi-intru în drepturi, hai să vedem copilul, avem ecografie, avem să vorbim despre alimentație, că luna numărul 2 n-am prea vorbit despre temă, că Elena n-a prea băgat nimic la ghiozdănel. Am și câteva chestii ciudate care mi s-au întâmplat și le-am omis eu să vi le povestesc, dar mi s-au întâmplat și în luna numărul 3, câteva povestioare cu Alexa când a văzut ecografiile, ce mai am de povestit, cum a fost pe la medic și vreau să povestesc și despre burtică, că a început să crească, schimbări ale corpului și așa mai departe. Deci în clipul de astăzi avem multe de discutat, am multe să vă povestesc, zic să intrăm în pâine, să o nouă mai lungim. Prima și prima oară, cum am simțit în luna numărul 3, că știți că cu asta încep, trebuie să mă plâng și undeva, că de asta fac jurnal de sarcină, să mă plâng. Cum am simțit în luna copricina, luna numărul 3, să știți că a fost mai ok decât luna numărul 2, categoric, dar nu a fost să zici că ok, hai să ne bucurăm de sarcină. Și o chestie foarte importantă pe care vreau să vă povestesc, toată lumea îți povestește înainte să fii însărcinată, că asta mi s-a întâmplat și cu prima și a doua sarcină, să vezi ce frumoasă o să fii când o să fii însărcinată, o să strălucești, o să fii... Fraților, nu strălucești, ești sub orice critică. Eu acum că m-am aranjat puțin la față, dar în general, luna 2 și luna 3, ei arăți oribil, chiar și prima lună. Nu știu cum să... Ai o față de ogru. Nu arăți frumos, cel puțin în primele luni. Și după aia... referindu-mă la prima sarcină, după aia începi să te umfli la față, adică te îngrași, nu mai ești cum erai tu. Tema asta de discuție ar trebui să o discutăm într-un clip despre mituri și adevăruri în ceea ce privește sarcina. Chiar aș vrea să-mi lăsați material de genul în comentarii, că sunt foarte curioasă ce mituri, ce dezbateri sunt în zonele voastre despre sarcină, că mai e un mit cu făcutul de baie caldă, nu fierbinte, să nu te speli deseori. Sunt chestii pe care se zice că sunt din bătrâni și multe dintre noi, obligate oarecum de societate, le facem, știi? Aș vrea să deschid tema asta de conversație cu voi, așa că aștept comentariile voastre în secțiunea comentarii ca să avem temă de discuție pentru un viitor clip. Deci, trecând peste această paranteză, m-am simțit așa în luna numărul 3. În schimb, față de luna numărul 2, am început să mănânc și mâncam bine, adică mic dejun, prânz și cină. Și când mai aveam pofte, mai mâncam și pofte. În general, mesele erau micuțe cantitativ, că nu puteam să mănânc. Senzația de vomă, starea de vomă încă mă acompaniază, încă este prietena mea. Și aș vrea să fac o diferență între greață și senzația de vomă. Pentru că grețuri eu nu prea am, adică sunt... fie așa, să fie greață de un anumit aliment sau... Stările astea de greață la mine sunt, există, dar sunt din când în când, așa, o să zic, o dată pe zi, ceva de genul. În schimb, stările de vomă le am dimineața când mă trezesc, că reveni și la faza cu dormitul, că dorm cam post, după amiaza când mă trezesc am stări de vomă, deseori seara înainte de culcare iarăși am stări de vomă, de voma la propriu. Luna asta, să zic că m-am purtat frumos, s-a purtat bebeluș frumos cu mine, adică am de două ori am vomitat luna asta, ceea ce este minunat, vă dați seama, la începutul lunii și acum la sfârșitul lunii. Pur și simplu, dintr-o dată m-a luat și am plecat la baie, nu știu cum să vă spun, dar să vomit la propriu puțin luna asta.
Spre diferență de Alexa, în care situația a stat altfel, că luna numărul 3 a fost la fel de dubioasă ca luna numărul 2, nu știu cum să vă spun, nici nu mâncam, nici nimic. Când s-a terminat luna numărul 3, am început să-mi revin și eu din... să fiu mai bine, să mănânc. Ei, aici treaba a început să se îmbunătățească cu sarcina numărul 2, de la sfârșitul lunii 2, adică cum am început în luna 3, la începutul lunii 3, eu deja puteam să mănânc, bineînțeles în cantități reduse, dar de la nemâncat nimic la să mănânci de 3 ori pe zi, deja la mine este o împlinire, știi ce zic? Deci există o oarecare diferență, m-am simțit mai repede bine cu sarcina numărul 2. Starea de somnolență, că trebuie să vorbesc și despre starea de somnolență, la mine starea de somnolență e agudă, e... Terminator pentru mine, adică nu știu cum să vă spun, cu prima sarcină nu mi-aduc aminte să mi se fi întâmplat așa. Țin minte că după ce am născut am fost foarte obosită și tindeam să dorm foarte mult, dar în timpul sarcinii, luna numărul 3, la mine era oricum 10 ani, știi? Dar acum pur și simplu aș dormi într-una. Și ca să vă dau un exemplu de starele mele de somn, sunt cam așa. Mă trezesc în jurul orei 7. 7 și 20, cam așa, și stau în pat până pe la 8 și 20, că nu sunt om, că dacă mă ridic dintr-o dată, știți ce se întâmplă, am ețel vărsător și toate cele, așa că stau cu mintea acolo până îmi revin. Bun, mă trezesc, pe la 9 mănânc ceva, iar după ce iau micul dejun, băi, mi intră un somn, dar din ăla că nu pot sta în picioare, mi se închid ochii. Astăzi nu mi s-a întâmplat că sunt pe la sfârșitul lunii, dar la începutul lunii până pe la sfârșit a fost oribil. Și ce face Elena? Să culcă. Pune mâna și doarme și dorm până la 11:30. La 11:30 să știți că mă trezesc bine. Fără stări de amețeală, greață, vărsături și așa mai departe, mă trezesc bine. Și de la 11:30 până la ora mesei pot să fac. Pot să fac curat, pot să strâng, nu știu, haine, să bag la spălat, să depă sârmă, pot să fac mâncare, nu am senzațiile astea de grețuri, vărsături, încât să nu pot face, de exemplu, o mâncare anume, nu. Îmi fac mâncare, toate cele, bă, la 2 gata, mă ia foamea, mănânc și după ce am mâncat sunt knockout, somn, dar somn din ăsta, nu jumătate de oră ceva mizlic, nu, somn până la 4:30, 5, de la 2:30, cam așa, bagătură de somn, mă trezesc amețită toată, cu dureri de cap, vai de capul meu, stări de vomă răuț. Mă trezesc, băi, și zici că dormi atâta ziua, noaptea nu mai dorm. Ce vorbești? Noaptea la 10:30, Elena bagă somn până dimineața la 7, repet. Deci, stările mele de somnolență sunt grave, adică grave, rău de tot. N-am dormit atât toată viața mea, deci cred că trebuie să recuperez și n-am dormit toată viața mea. Repet, eu nu mi-aduc aminte cu Alexa să fi dormit atât de mult, nu. Așa că sarcina asta, din punctul ăsta de vedere, bagă Elena la somn. E adevărat că, Doamne, mulțumesc Dumnezeu că îmi permit să dorm la ce oră vreau eu, dar da, bag somn la greu. Astea ar fi doleanțele mele ce am simțit eu luna asta ce a trecut. Vedeți că sunt light așa, adică din ce în ce mai bine ies, slavă Domnului, dar nu știu să mă fac cu somnul ăsta, Doamne, nu știu ce să mă fac, adică e oribil. Dar pur și simplu nu stau pe picioare, deci nu. Deci nu e varianta aia că, băi, insistă și tu, fă ceva, dă mai mult de la tine. Nu, nu există. La mine m-am pus pe scaun, m-am adormit afară, nu știu cum să-ți spun. Deci la nivelul ăsta sunt. Simptomele pe care le-am avut, bine am spus, au fost light față de lunile precedente. Hai să trecem la vizita cu medicul, că aici avem mai multe de discutat, de vorbit. În prima parte a lunii am fost la moașă, v-am povestit din luna 2 cum stă situația în ceea ce privește sistemul medical în Spania și pe la sfârșitul lunii, pe 24 mai exact, am fost la ginecolog, prima ecografie, hashtag, la moașă. Mi s-a făcut din nou analize de sânge pentru a le împreuna cu ecografia, prima ecografie a bebelușului, ca să detecteze acolo anumite malformații, sindromul Down și alte două sindromuri pe care nu știu să vi le spun acum. Și bun, am făcut analizele și analizele au ieșit destul de ok. La analize de asemenea mi-a ieșit că nu trebuie să fac vaccinul pentru rubeolă, pentru că în momentul de față, dacă nu ai trecut prin rubeolă, toate graviduțele din Spania trebuie să-și facă obligatoriu vaccinul pentru rubeolă cât e însărcinată, ca să nu aibă probleme cu copilașul. Eu trecând prin această boală minunată de copil, nu este necesar vaccinul, ceea ce m-a bucurat foarte mult. De asemenea, analizele au ieșit bine
Și v-am spus că pe 24 am avut medic. Și apropo că am pus pe undeva greutatea, m-am dus la moașă, m-a cântărit, mi-a luat tensiunea, toate au ieșit bine. Și apropo că, cred că nu v-am menționat în clipul precedent, noi am ales să mergem pe sănătate publică ca și la Alex, adică în ambele sarcini. Am mers pe varianta spital public, nu privat, pentru că spitalele publice până acum nu ne-au decepționat, adică sunt destul de ok din punctul ăsta de vedere. În momentul în care vedem că ceva nu e în regulă, evident că vom merge la privat, dar momentan să știți că totul se desfășoară destul de ok și cât sunt sănătoase, copilul e sănătos, toate merg cum trebuie, mergem pe public, că de-aia plătim impozite, știi? E destul de ok spitalul, acum că vorbim de... Spitalul unde merg la moașă e super ok, curat, dotat cu tot ce trebuie. Sper să inserez ceva imagini, cel puțin din holul de așteptare de la moașă, că am filmat ceva cu telefonul și o să vă inserez pe aici undeva, să vedeți cum e. Adică destul de curat, destul de... sunt ok din punctul ăsta de vedere. Moașa e super de treabă, am două, depinde cu care pic. Super de treabă. O cheamă și pe ea tot Elena, deoarece de bine. Bun, pe 24 am fost la ginecolog. Ideea mea de ginecolog după prima sarcină era că eu când la prima sarcină, aflând destul de devreme că sunt însărcinată, am făcut o ecografie intravaginală, m-a controlat ginecologul pe jos, pe sus, m-a cântărit, mi-a făcut fel și fel de investigații. Ei, aici nu au decurs lucrurile așa, pur și simplu am intrat în... Nu am putut filma la ginecolog absolut nimic, pentru că, unul, a fost prima oară când mergeam în spitalul ăla, n-am și eu pun să mă plimb, nu știam unde e ginecolog, nu știam nimic, e un spital nou pentru mine. Și cu tot stresul ăla n-am apucat să filmez, că sala de așteptare era destul de aglomerată și n-am putut să scot telefonul, hai să filmez oameni pe acolo, și înăuntru nu m-a lăsat să filmez, că am întrebat, pot să filmez măcar în timp ce făcea ecografia, știi? Și a zis că nu. Am pozele de la ecograf și o să povestesc întâmplarea de acolo, dar nu am putut filma înăuntru pentru că nu avem voie. Cam asta ar fi diferența între privat și de public. La public, când te duci, nu prea te lasă să filmezi în cabinet, dar la privat, de cele mai multe ori, ai voie să filmezi în cabinet. N-ar fi asta o problemă pentru mine, dar ca să vă spun așa. Bun. Am intrat în cabinetul ginecologiei, că sunt două și două, nu, sunt patru, mi se pare, patru femei. Sunt două cabinete de ginecologie în care intri și nu mi-a făcut controlele la care eu mă așteptam, știi? Să uite și jos și sus și peste tot. Nu, mi-a pus o anumită serie de întrebări, m-a cântărit, mi-a luat tensiunea care era foarte ridicată, că eu cum umblasem pe tot spitalul, că nu știam unde e ginecologul și așa mai departe, a zis hai să stăm puțin să ne calmăm și ți-o iau din nou. A doua oară a ieșit cum trebuie. Urcă-te pe scaun să facem ecografia, la care eu, ok, trec la fapte bune și la lucruri bune. Hai să vă povestesc întreaga poveste cu ecografia, că eu am niște copii, deci eu creez niște copii foarte nebuni. Deci, eu am un început de sarcină și o să fie presimt exact ca cu Alexa. Că și cu Alexa am avut o sarcină dubioasă, complicată. Copilul ăsta al meu, pe care l-am deja, nebun, nebun. Se mișca în toate felurile, niciodată nu stătea în poziția care trebuie să stea un copil la ecografie. El mereu se întorcea, vorbesc de Alexa, se întorcea cu spatele și stătea cu spatele la noi. Adică trebuia să-mi fac ecografie undeva pe spate ca să-i vadă fața și evident că nu se poate. Și mă mișca, asta mi s-a întâmplat cu Alexa. Păi ce credeți, că cu ăsta mic nu s-a întâmplat la fel? Și spun ăsta mic, că imediat revin la termenul ăsta, că așa îmi iese. Să spun că așa îmi ieșea și cu Alexa, să mă refer la masculin. Dar nu-i băiat, că nu ne-a zis și ei încă. Bă, jumătate de oră s-a chinuit doctorul să rezolve ceva cu acest copil. Și n-a rezolvat nimic. Adică, prima ecografie, stați să le scot, i-a făcut o mică pozică, dar nu stătea în poziția, deci copilul trebuie să stea într-o poziție de genul, știi? Gen așa. Într-o parte cu capul, ca să poată măsura de la creștetul capului până la funduleț, că practic de asta se face prima ecografie în primul trimestru, ca să vadă dacă lungimea copilului este corectă și împreunată cu analizele de sânge să vadă care ar fi posibilitățile pentru anumite sindromuri, sindromul de Down printre altele. Și păi n-a stat, deci pur și simplu n-a stat, să mișca în continuu, s-o întorcea când pe o parte, când pe alta și la un moment așa de între... l-a prins așa, pe bebeliță. Asta este prima
ecografie, dar nu a reușit să-i măsoare de aici până aici, că imediat se mișca. Deci copiii mei, repet, sunt cu capul din burtă. După jumătate de oră și neputând, l-am văzut cum se mișcă, cum îi bate inimile, frumos. Și o să revin la treaba asta, că m-am și emoționat puțin, deși nu mă așteptam. După jumătate de oră am văzut medicul că nu se poate cu noi, zice, ia ridică-te în picioare și țopăie puțin, poate reușim să-și schimbe poziția, că se întorsese cu spatele și să mișca în față, dădea din picioare, din mâini, dar cu spatele, nici pe departe poziția care trebuia să stea. Și văzând și după săriturile mele că tot face ce vrea el, bineînțeles că așa fac eu copiii, zice, hai să luăm o pauză de jumătate de oră, du-te mănâncă ceva dulce, bea puțină apă și plimbă-te în jumătatea asta de oră prin spital pe aici. După care vei aici în sala de așteptare și te chemăm noi din nou să mai facem încă o radiografie, încă nu eco? Radiografie se cheamă sau eco? Stați că am intrat într-o nebuloasă. Să mai facem o dată eco și să reușim să-l măsurăm, că zice, nu reușim să măsurăm, că nu stă în loc. Bun, să duce Elena, să plimbă, nu știu, să sperăm că schimbă copilul poziția. Ce vorbești, domne? Iar altă jumătate de oră că copilul meu făcea ce vrea. S-a pus la un anumit punct în poziția asta, vezi că el practic aici este cu spatele, deci n-ai cum. Și au reușit să măsoare în poziția asta de aici, de la cap până la funduleț, dar cu spatele, nu cu fața. Și la un anumit punct i-a prins și fățuca, dar doar așa, că corpul avea în partea alaltă și fața așa. Practic el trebuie să stea așa, cu fața în sus și corpul tot așa pe orizontal, dar al meu copil... Dar înțelegi ce vreau să zic. Așa că asta este fățuca bebelușului nostru și vreau să vă spun că seamănă identic cu Alexa. Am să vă las, uite, ecografia bebelușului aici și ecografia Alexei în partea asta-laltă. Să știți că ecografia Alexei este de la 6 luni, că prima ecografie pe care i-a făcut-o Alexei nu îți dai seama cum e capul, structura capului și așa mai departe. Spre deosebire de acest pitic, care capul, am reușit, după cum se vede, să îl prindem bine. Structura capului, cel puțin din experiența noastră, este aceeași cu Alexa. Deci va asemăna destul de bine cu Alexa, cel puțin structura capului, nas și ochi. Asta înseamnă că structura ochilor o va avea ca a mea, iar nasul ca taică. Deci suntem niște experți în a descifra ecografii, vă dați seama, nu? Dar ne facem o idee. Și ce să vă spun, cam asta e cu bebelinul, astea sunt cele trei pozici pe care le avem cu bebelinul. Uite, aici văd că i-au măsurat cerebelul, cât e lungimea și așa mai departe. Mi-a scris pe undeva ce lungime are, uite, de la cerebel și așa, în lung, să zic, are 68 de, cred că, centimetri, 68 nici când se naște nu are, te rog frumos, 68 de milimetri, cap funduleț. Și mi-a scris pe aici niște chestii cu riscul sindromului de Down e 1 la 1.600.000 sau ceva de genul, adică nu avem un risc ridicat, deci totul din punctul ăsta de vedere este de bine. Ecografiile, piticul v-am spus că e un năzdrăvan și jumătate exact ca sora sa, adică o să avem niște complicații minunate, simt de prea acum, pentru că Alexa, din experiența cu prima sarcină, vă povestesc că noi am văzut o singură dată sexul Alexei, undeva pe la 22 de săptămâni, ceva de genul, 4 luni jumate, 5 luni jumate, ne-a spus că e posibil să fie fetiță, adică nu se vede cuculeț de băiat, deci e posibil să fie fetiță. Atunci ne-am chinuit tot așa jumătate de oră să ne mișcăm burtica, să mă mișc eu în fel și chit ca să putem vedea. Ei, noi de atunci, de la 4 luni până am născut-o, eu am făcut o grămadă de ecografii pentru că la sfârșitul sarcinii, sarcina s-a complicat puțin și săptămânal făceam ecografii și la nicio ecografie până la sfârșit, până a ieșit, noi nu am văzut ce este, adică o singură dată ne-a zis un medic că e posibil să fie fetiță și de atunci nimic, că copilul meu stătea numai cu spatele. Nu știu cum să vă spun și că l-am văzut și pe ăsta la altul că face la fel, vă dați seama că am înnebunit. Băi băiete, băi fetiță, vrem și noi să avem o ceva în viață, să cumpărăm și noi un body, să cumpărăm și noi ceva, știi? Dar nu se pune problema despre acest lucru, se pare că și acest copil, creația noastră, e la fel.
ca și sora lui mai mare. Cam asta e cu medicul. Toate testele au ieșit cum trebuie, v-am arătat ecografia, v-am povestit întâmplarea, că eu prezim că toată sarcina va fi o telenovelă ca și cu Alexa și cam asta este cu medicul. Acum hai să vorbim puțin despre schimbările fizice, că au început să se cunoască. Mă gândeam că cu a doua sarcină, apropo de ecografie, repet, nu ne-a zis ce este, că nu se vedea. N-a avut stare și nici nu se vedea. Nu s-a văzut nicio puțulică pe acolo, nicio păsărică, absolut nimic, pentru că nu stătea, practic. Și mi-a zis și doctorul, hai să ne centrăm atenția mai mult către partea de măsurat, că nu reușim să măsurăm și oricum nu se vede ce este, care o poziție, toate pozițiile pe care le aborda erau ciudate și nu se vedeau. Nu s-a văzut nicio puțulică, nicio din asta, dar o să revin puțin la treaba asta, mai pe la sfârșit, cu întâmplări ciudate, să vă povestesc de Alexa. Bun, vorbim acum despre schimbări fizice. A început să crească burtica. Nu mult, adică mă gândeam, băi, a doua sarcină o să se cunoască mai mult, mai ales că eu am rămas cu burtă după prima sarcină. Nu e ceva impresionant, imediat o să vă inserez ceva imagini, e o burtică normală de 3 luni, numai că au început blugi în general să mă jeneze foarte mult, adică mă pot închide la blugi, cum mă închideam și înainte, numai că nu pot sta în fund cu ei, mă strâng foarte tare în zona de închidere și nu mai pot purta, așa că mi-am cumpărat primii pantaloni de gravidiuță și vreau să vă spun că în general și la prima sarcină în asta am investit, nu mi-am cumpărat nimic în zona de sus, așa se întâmplă când vorbești mult, se întrerupe și camera, săraca rămâne fără memorie. Vă spuneam despre îmbrăcăminte, că am început să fac burtică și că pantalonii mă jenează, în general blugi, adică blugi nu mai pot purta din simplu motiv că atunci când îi închid mă strânge la burtă. Așa că mi-am cumpărat o pereche de pantaloni pentru graviduțe. Și vă spuneam că aici investesc oarecum, și la prima sarcină am investit în pantaloni și atât. Pentru că fiind sarcina pe perioada rece a anului, am nevoie de foarte multă căldură la spate, pentru că în general pantalonii care nu sunt pentru graviduțe tind să lase spatele descoperit și burtica. Așa că ideea mea era să merg în H&M, pentru că cu Alexa mi-am luat două perechi de pantaloni, una de blugi din H&M și mi-a mers destul de bine cu ei. Eu i-am dat mai apoi, că n-am avut de gând să rămân însărcinată imediat, așa că i-am dat. Și acum am avut nevoie, zic, băi, hai că trebuie să merg în H&M, să văd ce găsesc. Și chiar în ziua când vorbeam cu Ștefan despre treaba asta, am mers la Moașă și de la Moașă, fiind aproape, zic, hai să mergem prin Aldi, să vedem ce are Aldi, e ca un Lidl. Și chiar acolo am găsit pantaloni de graviduță cu 13 euro. Ținând cont că, în general, la H&M, dacă nu-ți reduce, costă undeva de la 25 la 35 de euro pantalonul, blugul, depinde de material. Eu am găsit blugi. Aveau blugi pe negru și pe albastru și am zis că îmi voi lua pe negru, că sunt mai portabil cu orice. Cei albaștri sunt mai... nu știu cum să vă spun, gen poți să îi porți și cu ghetuțe și cu o pincuțe și cu pantofiori și cu tene și cu ce vrei tu, știi, și în partea de sus și încălțăminte. Așa că mi-am luat 13 euro perechea, foarte, foarte ieftin, mi-am luat mărimea mea un L și uitați-vă cum arată. Eu ce vroiam, practic, mai găsesc în alte magazine, dar în alte magazine nu au susținerea asta aici. La șolduri, în general, pantalonii de graviduță nu au nimic. Nici să-ți pui curea, nici un elastic pe dedesubt care să te țină la șolduri. Ceea ce face e să cadă într-una pantalonul jos și să par că ai pantalonii căzuți, deci că ai făcut pe tine, știi cum spun? Așa că eu căutam genul ăsta de pantalon să aibă o susținere aici în talie și spre uimirea mea, ăștia de la Aldi au. Uite, genul ăsta de susținere are un elastic pe interior pe care îl ajustezi tu depinzând de cum stai aici în zona asta și sunt super super ok, au și partea asta care se ridică pe burtică, după cum vedeți, mai înaltă în partea de sus, puțin mai joasă în partea din spate, sunt absolut genial, nu pot să vă spun nimic altceva, că sunt absolut genial și dacă mai găsesc, s-ar putea să-mi iau pe altă culoare, să am două perechi, dar atât, mă limitez la asta, să-ți că s-a luminozit. Am făcut aici o lumină de ca la nebuni. O să mă limitez atât la haine pentru graviduță, că o să revenim la treaba asta. Sincer, nu merită să-mi iau bluze și alte chestii. Mi-am luat câteva chestii de pe Shein, mai lărguțe,
Și asta tot în partea de sus, știi? Dar în partea de jos nu merită să investești în altceva decât într-o pereche de asta de pantalon, maxim 2-3, ca să te susțină bine, știi, la spate, mai ales în perioada rece a anului, că în perioada caldă nu e același lucru, știi, că poți purta și rochițe mai lărguțe și n-ai treabă cu ele, dar în perioada rece a anului e oribil să ai burtă, vă spun din experiența cu sarcina trecută, că a trebuit să-mi iau pantalon, că ideea era că nu mi-au nimic de gravidă, dar pantalonii sunt necesari, așa că i-am luat. Acum mi-acoperă bine burticuța și când o să fie burta mai mare, vedeți că am loc aici să bag ce vreau eu și nu sunt niște pantaloni lungi, vin scurtulețe aici, sunt destul de confortabili, destul de lejeri, apropo, blug, sunt și destul de elastici, ca asta e ceea ce contează cel mai mult. Alte schimbări ale corpului sunt, de fapt este părul în exces, deci n-am avut atâta păr în viața mea, peste tot, deci cu Alexa nu mi s-a întâmplat treaba asta să-mi crească părul, vă spun sincer, peste tot, mâini, picioare, burtă, în cap, deci îmi crește părul oribil în ultima perioadă. Pe picioare nici nu vă spun că mă epilez azi și mâine deja l-am crescut. Este oribil. Barbă, mustață, sprâncene, ceva sub orice critică. Nu mă așteptam la așa ceva, la modul cel mai serios, dar îmi crește părul în exces. Peste tot, pe unde are omul păr, mie mi iese în exces. Deci asta e o întâmplare nouă pentru mine. Mă confrunt cu o situație nouă în ceea ce privește sarcina și mă refer la păr. Păr peste tot și crește, Doamne ferește, ca un nebun. O altă chestie dubioasă care mi se întâmplă cu sarcina asta și cu prima sarcină nu mi s-a întâmplat sunt gazele. E ceva inuman, nu miros, nu sunt din astea. Înțelegeți? Miros, să miroasă urât. Dar fraților, eu atâtea gaze n-am avut în viața mea cât am într-o zi, nu știu cum să vă explic. Deci este ceva, eu până acum stările astea nu le-am citit pe niciunde, adică n-am auzit pe nimeni să zică, bă, am gaze, nu știu ce. Nu, și nu mănânc să zici mâncare din asta care să-ți provoace gaze, eu mănânc normal, că imediat revenim și la alimentație, mănânc normal, adică alimentație de om normal. Și nu, la mine e o tragedie cu gazele și pe lângă asta, ca schimbare fizică, mai am și am pus un kilogram pe mine. Dar, ținând cont că în luna numărul 2 am slăbit un kilogram, în luna numărul 3 l-am pus la loc. Adică nu m-am îngrășat practic, teoretic, deloc. Am rămas la aceeași greutate cu care am început sarcina. Deci nu m-am îngrășat, să zic, foarte mult. M-am îngrășat kilul pe care l-am pierdut în luna numărul 2 de sarcină. Și acum hai să vorbim puțin despre alimentație, pentru că luna numărul 2 nu am vorbit despre alimentație, pentru că n-am avut despre ce să vorbim, că Elena a mâncat mai mult aer, a respirat atât cât de mâncat mai nimic. În ceea ce privește alimentația, să știți că am o alimentație de om însărcinat, adică femeie însărcinată, dar nu la nivele, să, nu știu, la nivele de citit după carte și să mănânc după carte. Mănânc în mare ce mi-e poftă, că am și pofte, revenim la tema asta, dar mănânc destul de variat și am un apetit feroce pentru crudități. Și aici mă refer la salate, super reci din crudități. Adică aș mânca în fiecare seară, practic, gazpacho, știți, supa aia rece spaniolească, cu brânză. Alt termen de discutat, brânza. Băi, brânza, deci pentru mine și acum când mă gândesc la brânză, îmi plouă în gură, nu știu cum să spun. Brânză cu roșii aș mânca non-stop, deci pentru mine sunt viața mea. După care, fructe. Fructe mănânc tot ce e posibil. Dacă mi-arăți o fructă, mie îmi plouă în gură, gata, fructe. Am oarecare problemă cu carnea ultimamente, nu pot să mănânc carne. Și aici mă refer, de exemplu, dacă se face un grătar, dacă se face o mâncare cu carne. Eu mănânc, de exemplu, dacă fac supă, ciorbă de pui, eu mănânc ciorba, puiul la ceva farfurie. Am o oarecare, nu mi-intră, nu știu cum să vă spun. Dacă face soțul grătar, eu mănânc salată, el mănâncă grătar. Ciugulesc așa puțin grătar, puțină carne, dar nu mănânc ca înainte. De exemplu, dacă făceam grătar, să mânca grătar, știi ce zic? Adică nu, cu carne am un disconfort oarecare. În schimb, repet, tot ce înseamnă salate, crudități, e nebunie pentru mine și de asemenea dulciuri. Dacă ar fi să mănânci dulciuri, Elena, ai da în diabet. Adică n-am nicio problemă cu dulciurile, am început să mănânc dimineața, am renunțat la cafea, referitor la alimentație.
Eu nici cu Alexa nu am băut cafea. De fapt, când eram zărșinată cu Alexa, eu nu beam cafea. Am început să beau cafea după ce am alăptat, după ce am terminat cu alăptatul, pentru că eram foarte obosită și am început să beau cafea la 24 de ani, ca să vă faceți o idee. Așa că cu Alexa n-am avut nicio treabă, dar cu ăsta micu, problema este că nu mi-intră, pur și simplu dimineața când mă trezesc, nu vreau să beau cafea, nu am nicio chef să beau cafea, nu. Am renunțat la cafea, am renunțat la tot ce înseamnă acidulate, tot ce înseamnă suc acidulat, beau doar dacă mi este poftă. De exemplu, dacă merg pe undeva și au suc acidulat și mi este poftă, beau, dar fără cola. Cola, nimic. De când am rămas însărcinată, de când am aflat că sunt însărcinată, eu n-am mai pus cola în gură. Mă, că mi-e poftă, dacă mi-e poftă gust, cel puțin să pun în gură, că mai am pofte de astea ciudate, măcar să pun în gură, da. Dar să beau, de exemplu, un pahar întreg, nu. Încerc să mă abțin pe cât uși cu putință. Repet, nici nu am pofte din astea să beau o sticlă de cola, nu. Dacă am poftă de cola, am băut o guriță și mi-am făcut pofta, știi cum e? Dar nu am avut pofte de astea dubioase și tot ce ține de cafeină, nu am pofte dubioase cu privință la cafeină. Bineînțeles că nu beau alcool, dar să știți că câteodată mai am poftă de bere. Eu berea o urăsc, adică nu-mi place să beau bere, niciodată nu mi-a plăcut, dar mereu îi zic lui Ștefan, ăsta-i băiețel și seamănă cu tine. Mai am pofte de, repet, de bere câteodată și tot așa beau câte o guriță și încerc să fie fără alcool. Alte băuturi nu beau nimic, încerc să mă abțin repede, dacă mi-e poftă, pun pe gură și la revedere ca să treacă pofta, dar în general nu, tot ce înseamnă băuturi alcoolice sau acidulate nu beau și nici sucuri naturale la cutie nu beau. Îmi fac suc de portocale acasă sau dacă vreau un suc natural mi-l fac acasă cu blenderul și aia este. Tot ce înseamnă conserve, iarăși încerc să nu le mănânc, trebuie să fie sterilizate neapărat ca să le mănânc. Să știți că, de exemplu, carnea fumată, în general carnea de porc care e afumată, pot să mănânc pentru că eu am trecut prin toxoplasmoză, cred că se cheamă bacteria care se vorbește de ea în gravidene, eu am trecut când eram copil, așa că n-am avut probleme, l-am mâncat chestii de genul afumate sau derivate, nici cu Alexa am mâncat fără probleme și de asemenea cu sarcina asta am norocul, să zic între ghilimele, că și așa nu am chef să mănânc, dar am norocul că pot să mănânc jambon, pot să mănânc carne afumată, repet, dar nu prea am chef să mănânc genul ăsta de produs, adică nu. Peștele în conserve, dacă nu-i fier sau așa, încerc să nu-l mănânc. Peștele trebuie să fie foarte bine prăjit și, în general, carnea trebuie să fie foarte bine gătită. Nu mănânc oricum de fel, nu mănânc carne crudă sau mai știu ce. În ceea ce privește alimentația, respect anumite reguli, dar nu sunt din asta, vai, nu mănânc broccoli că o să aibă copilul gaze sau nu mănânc fasole că nu mai știu eu ce. Nu, nici când eram, când alăptam, nu urmăream teoria asta. Mănânci sănătos, variat, puțin din fiecare și duci o viață sănătoasă, știi? Așa se întâmplă și cu sarcina asta. Și la Alex am urmărit același procedeu, fără sucuri, fără chestii în exces, totul să aibă o limită. De exemplu, dimineața mă trezesc, beau cacao cu lapte. Deci, da, mine nu ieși din cereale cu lapte și cacao cu lapte de când am avut, de când am început să remănânc micul dejun. La prânz, e adevărat că mănânc mâncare gătită, iar seara, da, se repede, dacă îmi dai gazpacio cu brânză și cu pâine, nu mai e treabă cu mine. În general, seara, crudități și cu brânză, că viața mea e brânza, nu știu cum să-ți spun. Cam asta este despre alimentație. Cred că s-ar putea să mă omit câteva chestiuni despre alimentație. Puteți să mă întrebați orice despre alimentație și vă răspund în comentarii, că acum e posibil, repet, să omit anumite chestiuni în ceea ce privește alimentația mea. Bineînțeles că mi-a dat moașa cum ar trebui să mă alimentez, de ce să mă feresc și toate cele. Le știam deja în mare majoritate, dar sunt binevenite orice sfat. Întâmplări ciudate, că nu v-am povestit de ele până acum, hai să vorbim despre întâmplări ciudate și împâlpâie Dumnezeule bateria. Am câteva întâmplări ciudate și despre prima despre care vreau să vă vorbesc mi s-a întâmplat de când nu știam că sunt însărcinată și eu de fapt eram din prima lună, dar am omis-o să vă povestesc. Eu când am rămas însărcinată cu Alexa, în prima lună m-am ars la degetul ăsta și am un semn. Uite, semnul ăsta rotund îl am
pe deget de când am rămas însărcinată cu Alexa. Ei, în prima lună de sarcină cu bebițul actual, m-am ars, dar vedeți, pe lung. Sunt și o arsură destul de mare, după cum se poate aprecia, și mie, în mod normal, de la arsuri nu-mi rămân semne. Deci singurele semne de la arsuri pe care le am vizibile pe piele, pe mâini cel puțin, că doar, Doamne ferește, te arzi la greu pe bucătărie, te arzi la greu între ghilimele, eu pe astea le am. Am în prima lună când am rămas însărcinată cu Alexa, asta de pe deget, și în aceeași undă, în aceeași rază, vedeți, am arsura cu ăsta mic pe care l-am umburt acum. Întâmplare foarte ciudățică, să spun așa, care mi-a dat de gândit în oarecare mod. De ce mi-a rămas semn, de ce m-am ars în primele luni de sarcină cu ambele sarcini, e ceva dubios la mijloc, nu-i așa? Adică mă pune puțin pe gânduri. O altă întâmplare ciudată care v-am mai zis despre ea în clipul de astăzi este că vorbesc despre bebe la termenul masculin. Așa mi s-a întâmplat și cu Alexa. Deci până ne-a spus ce este până luna 5 așa, eu mă refeream la bebeluș cu el. Întotdeauna. Și cu bebe numărul 2 mi se întâmplă același lucru. Lui Ștefan îi vorbesc că e fitu, e băiatul tău. Așa s-a întâmplat și cu Alexa. Nu este că îmi doresc neapărat băiat, ci pur și simplu așa îmi iese mie să spun. Bebelușul, el, toată ziua, frate, tu îi spun lui Alexa. Așa s-a întâmplat și cu Alexa. Și la Alexa mă refeream cu termen masculin când am rămas însărcinată. Deci e o întâmplare care se repetă și care mi se întâmplă mie personal. Lui Ștefan nu. La prima sarcină îi se întâmpla și lui, dar la a doua se cam ține să zic că e băiețel. Știi? Adică se, nu că e băiețel, că se referă cu termenul masculin când vorbim despre bebiță. Dar eu nu, tot așa de cu capul sunt, mă refer când vorbesc despre bebiță tot la termenul masculin și nu la feminin. Nu știu de ce mi se întâmplă treaba asta, că ați văzut, la prima sarcină e și fată, știi? Acum, la a doua, ce-o vrea Dumnezeu, dar asta e o întâmplare despre care vreau să vă vorbesc, când m-ați mai întrebat în comentarii de ce spui mereu el. O altă chestie așa ciudățică, de ce schimbă soarele, mamă, mamă, în fine, o altă chestie ciudățică care mi s-a întâmplat și cu Alexa, dar și în sarcina numărul 2. De fapt, cu Alexa mi s-a întâmplat mai târziu, după ce am simțit-o prima oară, pe la 5 luni am simțit-o pe Alexa prima oară, cu asta micul s-a întâmplat mai devreme, la 3, lumea îmi zicea că-s nebună, dar să fim serioși, cu a doua sarcină știi să diferențiezi oarecum ce înseamnă mișcare de copil și ce înseamnă alte chestiuni. Vreau să vă spun că e o chestie super ciudată. Cu Alexa s-a întâmplat după 5 luni când a început să miște. S-o simt, că de mișcare mișca mai înainte, dar când am început să o simt, se întâmpla că dacă mi-era poftă de ceva, imediat după ce îi dădeam, după ce luam primele înghițituri, ajungeam mâncarea în stomac, avea un impuls, un imbold așa, o simțeam cum mișcă. Și după aia mișca într-una în timp ce mâncam. Se întâmplă și în sarcina numărul 2, dar, repet, numai dacă mi este poftă de ceva. Spre diferență de sarcina numărul 1, la sarcina numărul 2 am mult mai multe pofte. Deci, pofte din alea nebune. Cum să spun, dacă mi-e poftă de ceva, trebuie să mănânc, dacă nu până atunci, până mănânc, îmi plouă în gură și fac urât de tot. Cu prima sarcină am avut pofte normale, nu aș putea să spun că exagerate, dar cu această sarcină sunt niște pofte dubioase, pur și simplu visez noaptea, de exemplu, o înghețată cu mentă și ciocolată și a doua zi trebuie să cumpăr, că nu nebunesc. Și cum am înghițit, repet, primele înghițituri care ajung în stomac, simt deodată cum mișcă. Așa l-am simțit pe bebelușul ăsta, că a mișcat prima oară, acum o săptămână jumătate, ceva de genul s-a întâmplat, pur și simplu aveam nevoie de înghețată cu mentă și ciocolată. S-a dus Ștefan săracul la 8 noaptea după înghețată, că nebuna n-ai ce face. Și cum am băgat primele lingurițe ajuns în stomac, pur și simplu am simțit toată imboldul ăla, exact ca cu Alexa. Deci este inconfundabil. Am simțit imboldul ăla, mișcarea aia bruscă de copil și băia fluturaș. Că momentan mișcările lui se întâmplă doar când mănânc ceva foarte, foarte bun, care îmi place foarte mult, și sunt așa, un imbold și după câțiva fluturași. Cu Alexa v-am spus că era mai măricică și se simțeau fluturași altfel, dar mișcările sunt foarte, foarte mici, ca niște fluturași sunt și le simt întotdeauna aici, în partea asta, pentru că bebe e situat undeva în partea dreaptă. Așa că
acolo simt imboldul ăla de cum mănânc ceva ce îi place foarte mult, că eu mereu zic că el îmi cere, eu îi dau și după aia că-i mulțumit îmi arată că îi place, știi? Normal nu e așa, dar așa suntem noi mămicile graviduțe. Ne imaginăm chestiunea asta când ne e poftă de ceva, cere bebe, știi? Și când îi dai, reacționează. Ei, treaba asta s-a întâmplat și la prima sarcină, repede, la prima sarcină mai târziu, că la prima sarcină am simțit bebițul mai târziu, dar la asta se pare că s-a enervat și tare, l-am simțit mai devreme și, repet, singurele dăți când îl simt momentan este atunci când îi dau să mănânce ce cere și ce îi place, mult, de tot. Ălea sunt dățile când îl simt momentan. Nu am, de exemplu, cum stăteam cu Alexa, să mângâi burta și să se miște momentan, nu că e prea mic, nu simt mișcările alea, dar imboldul ăla de cum primește șut de energie, îl simt, v-am spus, de acum o săptămână jumate, aproape două. Și hai să mă povestesc cu Alexuța cu ecografiile, că și asta este o chestie așa ciudățică. În ziua cu ecografiile, evident că s-a și fan după aia și nu s-a putut abține să-i arate ecografiile acasă, i-a arătat poză pe telefon. Ea fericită că uite, bebe, nu știu ce, a venit acasă, i-am arătat comparativă dintre al ei și al lui bebe și stă ea, se uită cu atenție la ecografii și zice, mami, uite aici e puțunica. Știți la ce mă refer? Și zic eu, mamă, de fetiță sau de băiat? De băiețel, mami, uite aici este, aici este. Și la care eu am normal, dacă n-a văzut doctorul, vede Alexuța. Na, se cunoaște oarecare ceva, că nu poți să-i zici nici că copilul zice că nu, știi? Undeva, uite, în poza asta de aici, poza, în ecografia asta de aici, aici, la curuleț, se vede o umflătură și ceva mic, mic, lunguț. Dar dacă medicul, repet, nu a văzut, înseamnă că este altceva, că știți că mai apar chestii albicioase pe lângă corp în ecografie. Și am zis, mami, ai văzut-o așa ceva? Da, mami, e un băiețel. Puțin tristuță că ea vrea fetiță, dar și-a asumat. Zice, mami, are puțunică, e băiețel. Și asta a fost... întâmplarea cu Alexuța, că ea a studiat bine de tot ecografiile, pozele de ecografii și a spus că da, seamănă cu ea, că era foarte fericită că în ecografii seamănă la cap exact cu ea și pe lângă asta mi-a spus că este băiețel, așa. Nu știm dacă este băiețel și dacă ar fi fost băiețel și s-ar fi văzut ceva acolo, ne-ar fi zis medicul cu siguranță, dar nu s-a văzut absolut nimic și chiar a precizat medicul că nu se vede nimic și nu poate să vadă nimic în ceea ce privește sexul, dar Alexuța a fost așa amuzantă când ne arăta ea acolo că uite, mami, e băiețel, e băiețel. Și ca să concluzionez clipul așa cu luna numărul 3, în luna numărul 3 am simțit că sunt însărcinată și mi-am luat așa în drepturi, să spun, poziția de femeie însărcinată, am mentalizat situația, am avut timp să mă gândesc cum o să fie, am avut timp să mă plimb prin magazine, să mă uit la hăinuțe de copii, la, nu știu, la cădiță, la fel și fel de chestii, chiar și la pătuți m-am gândit, deci am început să intru în frenezia de femeie însărcinată care se gândește la toate, cum să fac schimbări prin casă, că deja m-a luat nebuneala, vreau să le fac în zona asta unde eu filmez momentan, vreau să le fac sală de jocuri, adică să o cămeruță, o să fie cămeruța asta unde să aibă ei toate jucările, să nu le mai țină fiecare în cameră, ci să se întâlnească aici, dat fiind că noi sufrageria o facem pe terasă, să fie lângă noi, să îi vedem vizual, dar să aibă locul lor de desfășurare. Deja am Pinterest, idei, mi-am adus game-uri să fac botoșe și să fac prima hăinuță pe care o să o poarte, cu care o să iasă din spital, pentru că am eu o nebunie asta să-i fac așa o salopetă, fie că e băiat, fie că e fetiță, să fie o salopetă de vară din bumbac, vreau să o fac și să iasă cu aia din spital. Știi că deja am intrat în nebunia aia și vreau să vă spun, când am fost la eco, am fost foarte mentalizată, pentru că sarcina asta, să știți că o iau cu mult mai multă maturitate. Prima sarcină a fost totul pentru prima oară, aveam 23 de ani, 24 am împlinit ulterior și eram așa, cum să vă explic eu, într-un norișor, știi, nu prea gândești bine situația, cel puțin, țin să cred, până la 30 de ani, nu
ai aceleași senzații, nu ai aceleași trăiri, nu ai aceeași maturitate în gândire când vine vorba de o sarcină și de un copil. Și tocmai de asta mi-am dorit întotdeauna să am o sarcină la 20, mă refer între 20 și 30, și una de la 30 încolo, pentru că simți lucrurile altfel. Și vă spun asta pentru că, nu știu, nu m-am emoționat, nu, eram foarte chill și foarte asumată, dar fericită. Dar când m-am dus la ecografie, nu aveam starea pe care am avut-o cu primul bebeluș la ecografie, când am auzit prima oară bătăile inimii, plânsit pe acolo, lacrimi, nebunie, wow. Acum nu, eram foarte mentalizată, știam ce se întâmplă, dar este adevărat că mi-au dat lacrimile. Când a început să-l găsească, prima oară am întrebat dacă e unul și a zis că e unul sigur, și a început să se miște și vedeam cum se mișcă acolo și cum face toate alea și vedeam ce vioi e, pur și simplu mi-au dat lacrimile. Nu am avut senzația aia de copleșire ca atunci când îți pune copilul în brațe și ca... asta am avut senzația asta prima oară când am văzut-o pe Alexa. În schimb, pur și simplu mi-au dat lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine, că eu eram pregătită pentru momentul ăla, dar se pare că nu poți să-i dictezi sufletului ce trebuie să faci. Se pare că sufletul reacționează cum vrea mușchiul lui, știi? Și am avut și momentul ăsta, după care mi-am revenit și mai mult mi-a revenit că a durat mult ecografia. Am avut destul, știi, că n-a fost una de aia pe repede înainte, cum s-a reluat cu a doua ecografie, v-am povestit. Am avut timp suficient să ne bucurăm și eu și Ștefan, că a mers cu mine, că nu v-am povestit, să ne bucurăm de momentul ăsta. Și da, m-am emoționat și evident că și Ștefan s-a emoționat, pentru că, dar nu ca la prim. Nu știu cum să mă explic ca să nu sune dubios, dar suntem mult mai maturi și mult mai luăm lucrurile mai altfel, știi? Adică nu mai suntem mititei să fie prima oară, știi, prima oară cred că te emoționezi și simți lucrurile atât de intens. A doua oară a fost un lucru pe care îl așteptam și lucrurile pe care le aștepți și vin parcă nu mai sunt atât de emoționate. Nu știu cum să mă explic ca să vă explic sentimentele noastre, dar am fost mult mai maturi și mult mai ok. Este. Avem bebe, suntem pregătiți să-l îngrijim din toate punctele de vedere, să-i oferim tot ce e mai bun. Dar n-a fost ca la primul, adică sentimentele sunt diferite la 20 față de la 30. Cred că suntem mai maturi și luăm lucrurile mai altfel, dar chiar și așa ne-am emoționat că suntem niște aici plângăcioși, emotivi, iubitori. Și Ștefan era foarte, cum să vă spun așa, zice, uite-l mă cum se mișcă mă, că n-are stare. Și uite, dă și din mâini, se întoarce și pe partea altă. Și punea și el întrebări că na, cum mergem amândoi în treaba asta, când merg la moașă el nu merge cu mine, că n-are rost. Mă duce cu mașina până acolo, dar nu intră cu mine, că acolo decât vorbesc eu cu mașa, n-are rost, nu face nimic la să vadă el, știi? Dar când mergem la ginecolog și când e de văzut copilul, îi place și lui să meargă, să-l vadă, să toate cele. Așa că a fost frumos la ECO, a fost frumoasă și luna asta, că în sfârșit ne-am intrat cu dreptul și cu de-a binelea în tot ce înseamnă că, băi, o să avem o nouă vietate pe lângă noi, un bebeluș, și suntem pregătiți de acum încolo să fie bine, că eu sper că de acum încolo va fi mult mai bine ca până acum. Și cam asta e concluzia cu luna numărul 3, o lună palpitantă, o lună frumoasă, de-abia așteptăm să vedem ce ne pregătește și luna numărul 4. Și cam până aici, jurnal de sarcină, luna numărul 3. Ne vedem data viitoare cu un nou subiect de discuție despre burtică. Dacă aveți subiecte de discuție, cu mare drag vă aștept în comentarii, că așa avem material video de discutat. Până un alta, eu vă pupăcesc extrem, vă doresc o seară minunată în continuare și ne vedem miercuri în jur de 7:30. Pa, pa!